Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter-Strike. Am pregătit de data aceasta un scurt tutorial în care vă voi arăta cum să jucați împotriva 5 boți singuri în echipa voastră, într-o situație pe care unii ar putea o numi 1v5. Pentru a face asta trebuie să procedați în felul următor. Vă duceți la setări, mergeți la Game și localizați câmpul Enable Developer Console pe care îl veți seta pe Yes. Ieșiți din setări, vă duceți la Play, vă duceți la Practice pentru că se poate numai cu boți, vă duceți la Competitive sau la Casual, eu vă sugerez Competitive, alegeți harta pe care doriți să faceți asta, eu o să aleg Mirage pentru acest exemplu, intrați și acum, după ce se încarcă, alegeți echipa pe care o doriți. Eu o să aleg echipa teroristă de data asta. Și faceți după cum urmează. După ce vi se încarcă, apăsați tasta tilde localizată sub Escape și scrieți SV, linie jos sau underline, pausable, PAUSABLE, spațiu 1. Și apoi scrieți PAUSE sau POZ, asta va pune pauză la joc, și apoi MP, linie jos, AUTO, TEAM, BALANCE, după cum am scris acolo, este un pic cam lung, e un pic lungă instrucțiunea, spațiu 0, apoi MP, linie jos, LIMIT, Teams, spațiu 5, și apoi bot, linie jos, kick, all, și acum, dacă sunteți în echipa teroristă, scrieți T, dacă sunteți în echipa antiteroristă, scrieți KT. Eu sunt în echipa teroristă, deci am să scriu T. Și acum mi-a eliminat toți boții din echipă, am să scriu PAUSE. Din nou. Și acum MP, linie jos, restart game 1. Și acum o să vă reseteze jocul și o să fiți singur în echipă. Hai că n-a fost așa de greu. De aici puteți juca cât vreți voi. A fost destul. Mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, dați like și dați subscribe. Și eu o să vă spun la revedere.